Momentele esențiale ale istoriei noastre ne arată că marile realizări ale neamului nu s-ar fi putut niciodată atinge fără voința oamenilor și a poporului. Acum 155 de ani, domnitorul Alexandru Ioan Coza a rostit următoarele cuvinte. Noi, Alexandru Ioan, cu mila lui Dumnezeu și voința națională, domnul Principatelor Unite, țara românească și Moldavia, la toți de față și viitori sănătate. Am ordonat și ordonăm proiectului de lege pentru înființarea unui oficiu central de statistică administrativă aprobat de adunarea țării. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și așa a luat naștere primul oficiu național de statistică din România. Întotdeauna viitorul s-a construit ținându-se cont de trecut, iar lecțiile de asumare a trecutului, oricât de multe și oricât de des reluate, nu vor fi niciodată de prisos, ci veșnic relevante în toate lucrările noastre prezente și viitoare. Trebuie să recunosc că o asemenea carieră de statistician nu oferă foarte multă recunoaștere publică, nici satisfacții sau beneficii materiale deosebite. Implicând în schimb multă muncă, pot spune uneori migăloasă, riscuri și satisfacțiile ținute într-un cerc cât mai restrâns. Totodată, țin să apreciez profesionalismul, responsabilitatea, devotamentul și credința cu care colegii mei își duc la îndeplinire zi de zi sarcinile de serviciu. Aceasta e profesia noastră și trebuie să fim mândri de ea, pentru că slujim într-adevăr interesele majore ale statului român. Iată că drumul nostru nu se oprește aici. De noi toți depinde să fructificăm aceste realizări și să ne mândrim cu istoria și valorile noastre, atât în țară cât și în străinătate. Să ajungem prin eforturi conjugate la prosperitatea pe care ne-o dorim cu toții și pe care o merităm din plin. La mulți ani statistică, la mulți ani dragi colegi, la mulți ani tuturor. Înainte de a da cuvântul lui domnului subprefect, vreau să fac un anunț, și anume lansarea oficială a paginii de Facebook a instituției noastre, cu date deosebit de importante, însă prezentate într-o formă mult mai prietenoasă și mai adaptată metodelor și tehnicilor actuale. După care avem și câteva surprize pentru dumneavoastră, avem o medalie aniversară, avem o diplomă, un testimoniu cu această ocazie și